Navaș Bală Mircea a revenit în portul militar Constanța din marșul anual de instrucție. Velierul nostru școală a navigat timp de 3 săptămâni între 12 septembrie și 3 octombrie și cale de 1550 de mile marine prin Marea Neagră, Strâmtor și Marea Egee, cu escale în porturile Rodos, Heraklion și Pireu. Mi-a plăcut faptul că am vizitat trei porturi grecești. Am participat împreună cu comandantul marșului, cu domnul contramarinar de flotilă Ioan Stănciulescu, la depunerea jurământului militar la Academia Navală Elena. A fost extrem de interesant, extrem de important. Alături de noi au fost cadeți români, cadeți străini. A fost instructiv, să spunem. Nu mi-a plăcut faptul că la întoarcere am prins un vânt destul de puternic și potrivnic, motiv pentru care a trebuit să navigăm cu motor. La bord s-a aflat un echipaj format din 159 de membri, dintre care 26 de studenți de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 52 de elevi de la Școala Militară de Maestri Militar de Marină Amiral Ion Murgescu, dar și 10 cadeți străini din Bulgaria, China, Polonia, Ucraina și, în premieră anul acesta, și din Letonia. Am avut doi letoni, alături de chinezi, de polonezi, de bulgari, de ucrainieni, foarte bine, s-au adaptat extrem de repede. Menționez că sunt civili, dacă am înțeles eu bine, deci nu de la instituție militară de învățământ, e corect? Exact, exact, au venit prin programul Erasmus, în cadrul Academiei Navale, au venit cu ceva timp înainte, au participat la marșul nostru, după care continuă o pregătire de încă o săptămână în Academie. Foarte interesant, de fapt, marșul nostru este internaționalizat, ca să zic așa, de an bun. Bine ați venit, copii, sănătoși, cum v-a plăcut? Cam mânsește, râdeți așa, doamne, că? Mai merge și altă dată? Da? Mai merge și altă dată, da? Ți-a plăcut marșul? Categoric. De ce? Pentru că a fost o experiență inedită, a fost ceva nou și pentru că sunt mândră că am făcut parte din familia Navei Școală Mircea. Care dintre escale ți-a plăcut mai mult? Toate au fost frumoase, fiecare a avut farmecul ei. Bineînțeles că în momentul în care am ajuns în Rodos, cu toții eram entuziasmați și bucuroși, pentru că era primul port în care am poposit. A fost o plăcere să poți să stai de vorbă cu ambasadorul României la Atena. Dumnealui ne-a ținut o cuvântare acolo și chiar a fost frumos. Ne-am simțit bine primiți, am fost foarte bine tratați. Cum ți s-au părut colegii greci de la Academia Navală din Atena, unde ai participat la deschiderea anului de învățământ? Sociabili, deschiși, entuziasmați, prietenoși, bucuroși să ne vadă! Atenție! Ura! 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 Nu a lipsit nici deja tradiționala cerere în căsătorie la bordul navei pe timpul sau la sosirea dintr-un marș de instrucție, anul acesta protagoniștii fiind Bogdan, elev la Școala Militară de Maestri a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu și Alina. Să fie într-un ceas bun! Ce se va întâmpla la anul? Tragem speranțe în conjurul lumii sau încă mai așteptăm? Ne antrenăm pentru America deocamdată? Avem, așa cum a spus, proiectul, să spunem, un al doilea proiect, pentru că primul a fost realizat deja, acesta cu Regata Mării Negre, care s-a desfășurat prima ediție în 2014. Am lansat, să spunem, un nou proiect în conjurul lumii. Sperăm să se realizeze cât mai repede. Cel cu Regata s-a realizat în 4 ani. Ar mai fi încă 2, să spunem.